Micii fotbaliști de la Ruginoasa merg din nou la faza națională a competiției Cupa Satelor. Sportivii din echipa comunei au reușit să își învingă adversarii din cele trei județe, Botoșani, Bacău și Vaslui, în etapa zonală ce a avut loc sâmbătă 29 aprilie la baza sportivă din Ruginoasa. Cu emoții, dar cu perseverență, copiii din echipa Under 13 au reușit să își asigure un loc în turneul final prin meciurile disputate. În ceea ce privește competiția ce a avut loc sâmbătă, sincer să fiu, am fost un pic emoționat pentru că nu eram sigur, iar nu eram sigur că o să fim victorioși. Din informațiile avute, era frică de echipa de la Răcăciuni, de Bacău, o echipă bună, tot așa, cu copii legitimați. Și am avut un pic de emoții. Dar pe care ați învins-o cel mai clar. Cel mai clar, exact. Campionatului, turneului. Păi tocmai asta, că le-am explicat la copii, aveți grijă că asta e cea mai bună echipă, trebuie să ne mobilizăm, că altfel e groasă. A fost primul meci? Al doilea joc, da. Primul joc am jucat cu Botoșanii și am învins cu 3-0. Capitanul echipei, Ștefănel Balcan, spune că a fost o experiență frumoasă și că golurile date în primul meci i-au dat încredere. Ștefănel. A fost foarte frumos. Noi ne-am calificat foarte bine. Ne-am clasat pe locul 1-1, cum ne-am dorit, ca să ne calificăm mai departe. Emoții? Foarte multe. La primul meci ați câștigat cu 3-0, nu? Da. Cu echipa Curtești, da, din, da, Botoșani. Da. Emoții la debut sau? Puține, dar am câștigat cu noroc. Când ați văzut că ați câștigat cu 3-0 primul meci, deja v-a dat încredere, nu? Da. Acest succes. Da, da. Care a fost cel mai greu adversar, cel mai dificil? Cel mai dificil adversar a fost primul... Primul din Botoșani sau al doilea din Bacău? Da, cel mai bun adversar. Deci primul? Da. Și ați câștigat cu 3-0? Da. Ai dat vreun gol? Da. Câte gol? Două goluri? Două. Primarul comunei Dănuț Nechifor este mândru de rezultatul obținut de echipă. Faza națională se va juca în scurt timp, în perioada 11-14 mai, în comuna Baia de Fier, județul Gorj. Da, noi am reconfirmat faptul că la Ruginoasa antrenorii își fac foarte bine treaba cu cei mici și vrem să repetăm performanța care am avut-o în 2019 cu acea generație care toți au ajuns la academii importante de fotbal din țară. Sunt niște copii tot la fel de buni, de excepție. Sperăm ca ei să se întoarcă de la Baia de Fier cu trofeul oferit de Federația Română de Fotbal, adică să fim din nou campion național la Cupa Satelor. Reamintim faptul că în 2019 echipa de la Ruginoasa a fost campioană națională, iar drept recompensă, micii sportivi au fost spectatori la un meci al echipei naționale a României, în Norvegia. După rezultatul obținut în urmă cu 4 ani, o parte din copii au fost selecționați în cluburi de renume din țară, iar comuna Ruginoasa considerată bazin de talente pentru fotbalul românesc. De precizat este faptul că proiectul Cupa Satelor este o competiție U13 organizată de Federația Română de Fotbal, cu sprijinul asociațiilor județene de fotbal și dedicată copiilor din satele și comunele țării.